Da, bine ai venit, Carmene Goiță! Da, intrare, piesă bună! Îmi place mult încrederea pe care reușești, uite, prin aparițiile tale, prin energia ta, să le-o transmis tuturor femeilor care, ok, nu mai sunt la prima tinerețe și eu mă apropii cu pași repezi. Mi se pare că e un atu foarte important și mi se pare foarte frumos ce ai spus, că până la 40 capeți experimentul. Exact. Și după 40? Trăim și învățăm să ne bucurăm de ce am învățat până atunci. Foarte tare, Carmen. Spune-mi care este povestea ținutei tale de astăzi. Înainte de a începe povestea, vreau să spun un lucru despre mine pe care probabil nu-l știe foarte multă lume decât cei care mă urmăresc constant pe rețelele de socializare, și anume că joc într-o echipă de fotbal de fete. Oh, wow! Ce da. Și astăzi, pentru joacă? Că... Și astăzi mă duc la o întâlnire de afaceri, în urma căreia vrem să punem bazele unei echipe de fotbal care cumva să pună din nou România pe hartă, pentru că mi se pare că în ultimul timp am scăzut foarte mult la acest capitol și avem o întâlnire cu managementul, cu antrenorii, să vedem ce iese. Eu sunt pro-fotbal, să știi. Deci și apropo de asta, unde e balonul? Putem să instituim în sezonul ăsta iarăși treaba cu balonul de aur pentru concurențele care au ținut. Pentru că pasiunea ei pentru fotbal, Ilinca, nu e întâmplătoare, asta este moștenirea primită de la Bănel. Ilinca a rămas și ea cu ceva după urmă la băiatul ăla. O moșenire, o pasiune, fotbalul. Bănel, să știi, exact. Că, spun sincer, nu te cunosc, dacă dorești să vin la noi în platou, ești binevenit. Îmi place că am început deja cu invitațiile deschise, e în regulă. Carmen, te rog să vii acolo. Hai să vedem ce zic fetele. Sensi! Carmen, ai o ținută impecabilă. Mulțumesc. Impecabilă, ți-am spus și în culise. Îți atârnă la spate ceva, se vede ca o codiță. Mi s-a desfăcut vesta. E superb, albul acesta pe bronz se vede demențial, deși m-aș îmbrăca așa, deși aș schimba ceva la coafură. Nu știu să spun acum ce, dar aș schimba cu siguranță, dar îmi place mult, 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 mult. Carmen Goiță în fața lor! Alunecă pe aici, pe jos? Da. Ah. Pantofii mei, am transpirat și mi-alunecă piciorul în pantofi. E o talpă ca în povești. Da. Adică ești ușor de răpit, cum s-ar spune. Să sperăm că nu. Nu? De ce? Da, asta e o chestie bună, e o chestie pozitivă. Acum, depinde cine te răpește. Și asta e adevărat. Vine foarte bine costumul, felicitări. Mulțumesc. E un costum foarte frumos, are și un cat care îmi place foarte mult. Nu sunt sigur că aș fi ales același cat pentru pantofi. Aș fi mers pe unul mai decupat, pe unul mai plin sau chiar pe sandale, pentru că porțiunea de piele care se vede e destul de indecisă. Am o problemă cu această coafură. Ea nu mă aruncă neapărat într-o zonă alternativă, nu mă aruncă neapărat într-o zonă modernă. Mi se pare că este o coafură care ține de un tip de mesaj, care se potrivește foarte bine pe un tip de cetățene. Vezi poetesa care ne-a emoționat la înscăunarea lui Biden și așa mai departe. Mulțumesc, o să țin cont de sfaturi. Ca un artificiu, pentru că e foarte important să reținem aspectul, eu jurizez ca fotograf și mă interesează să vă folosiți de accesorii, să vă folosiți de ținută, de styling, de costum, second skin, da? Da. Mi-ar fi plăcut foarte mult să ai o șapcă albă, da. Foarte băiețească, foarte cool, și să nu te interesează că, să te intereseze că e în contrast cu costumul. Ținând cont de faptul că s-a spus cam tot ce l-a spus despre ținută care îți vine impecabil. Mulțumesc. Eu aș spune că te urmăresc de foarte multe vreme pe online. Mulțumesc. Aceasta mult de nu, și îmi place mult tot ceea ce faci. Culmea, aceasta nu este genul de ținută, da. Dar nu așa accesorizată, nu așa pieptorată. Adică ai făcut un mare efort, adică ai ieșit foarte mult din zona ta de confort. Asta e o expresie care nouă nu ne place. Asta cu zona de confort, dar uneori este inerentă în exprimare. Adică, cu această pieptănătură, într-adevăr, ai pus iu un imprevizibil. Da. La fel ca și Anda, ai o apariție total neașteptată astăzi, Carmen. Oricum, foarte rafinată. Mulțumesc. Ești foarte rafinată, Carmen. Bravo, ai stil. Mulțumesc mult de tot. Mai departe. Mulțumesc. Bravo, ai stil. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc. Bravo, mult, Tibi. Mulțumesc. Wow, wow, wow. Felicitări, Carmen Goiță. Te rog tare mult să vorbești și cu cei de acasă.
Dragii mei, vă pup, vă iubesc și aștept din suflet susținerea voastră la 1206 cu indicativul 3. Mulțumesc!